Doamnelor și domnilor, haideți să o primim cu aplauze puternice pe Diana Șoșoacă! Atenție mare la mine aici! Ăștia vor să ne omoare! Dar o să aibă viață grea cu mine! Ce cu mine, un moment de aur! Am auzit. Așa am auzit. Nu, păi Șoșoacă n-am văzut-o niciodată, n-am auzit-o, dar se pare că e un politician de succes. În momentul în care am văzut-o pentru prima dată pe Diana Șoșoacă asta, vai, deci nu vreau să încep să vorbesc despre Diana Șoșoacă. Nu vreau, că nu mai plecăm de aici. Este pentru prima oară când aud cuvântul Șoșoacă. Nu știam că cuvântul Șoșoacă e un nume. Am aflat că se pregătește infectarea mea cu coronavirus. Mi-au oferit niște flori care nu miroseau a nimic ca să mă sperie. Dar eu nu sunt nebună. Nu sunt nebună. Nu, deloc. Eu nu port mască pentru că mă face urâtă. De aia mai am câțiva ani de tinerețe. Mulțumesc, România mea. Mai am câțiva ani de tinerețe și nu vreau să-i petrec acoperită. De aia, nenorociților, de aia nu port nici sutien. Au vrut să mă vaccineze cu forța și m-am uitat cu atenție! Îmi făceau un vaccin antirabic! Ați văzut că și președintele s-a dus acolo să ne arate cum îl înțeapă? Credeți că de-aia s-a dus? Aiurea! A vrut să-și arate mușchii! Vreau să acuz aici public, atenție! Vreau să acuz aici public că președintele a fost la sală înainte să-și facă vaccinul! Cu mușchiul ăla, practic, a respins sacul care nu mai avea pe unde să intre. Și lichidul a intrat superficial și, atenție, s-a urcat pe piele, după care s-a scurs afară prin unghia care stătea jos. Dacă vă uitați cu atenție la imagini, cam totul la dosar, nenorociților, că vă distrug! Știm noi cine este acel domn care nu este român. Îl cheamă Klaus. Păi noi mai credem în Moș Crăciun, băi nenorociților! Adevărul este că el e un robot inventat de Angela Merkel. S-au plătit bani grei de la buget pentru el. Și știu sigur din sursele de la Cotroceni că noaptea îl pula încărcat. Ia să vedem, când tot ziceți că sunt paranoică. Cine este singurul care s-a înțeles cu roboțeluescu de la spitalul de la Chitila? Cine? Iohannis! Este singurul care s-a înțeles cu drăcia aia. Acum un an, la ultimul său discurs, dacă vă amintiți, era ceață afară. Și-a dat seama? Nu! A trebuit să vină cineva să-l întoarcă, vorbea spre perete! Când a avut pauza, a avut o pauză de 7 secunde, 7! Tot acum un an a căzut un militar la acel discurs. Lumea zicea că a leșinat. Aiurea, adormise! Oricum n-a deranjat discursul. E țara mare, mai cade lumea. Și încă ceva, atenție, Câțu... Deci fiți atenți, Câțu nu are niciun selfie pentru că el nu se vede în camera telefonului. Pur și simplu nu se vede, nici în oglindă. E fantomă, vampir. Bine, ca orice femeie din România, nici eu în locul oglinzii nu vreau să se vadă Câțu în mine. Și freza aia, scuzați-mă, domnilor, dar cu freza aia sunt două locuri unde poți să o porți. La guvern și la Disneyland. Orban zice că nu se ține de scaun. Ba, se ține, că altfel cade. A lăsat testament că dacă moare să-i turnăm whisky pe mormânt. Așa o să fac, pentru că eu respect ultima dorință. Dar întâi îl beau. Oh.
fraților! Copiii nu se pot duce la școală! Nu se duceau nici înainte, că vedeți ce guvern avem! Vă dați seama! Vă dați seama cum o să fie ăla prim-ministru din generația asta care face școala online? Autoritățile ne pun chipuri și ne programează! M-am interesat! Vor să-mi pună și mie! Refuz! Mai ales că sunt și alergică! La chipuri? Singurul chip pe care l-am suportat în viața asta, oricum eram transpirată și atunci, a fost chip în Dels. Vă tot spun ăștia că se moare de COVID. Ce COVID? Care COVID? E un virus făcut pe calculator de Bill Gates. L-a descoperit accidental când lucra la computer și efectiv, atenție, efectiv a tras o bășină. Imediat nu i s-a deschis nicio fereastră. Programul lui s-a numit Microsoft. Programul pentru oameni se numește MicroHard și atenție, atenție, asta nu e tot, pentru că se pregătește MaxiHard. Nu vă dați seama, nu vă dați seama ce vi se pregătește. Eu acum trebuie să plec, că mi se pregătește un cocktail ca să mă otrăvească! Jos labele de pe poporul român! Și apropo, producătorul vostru este diavolul pe pământ? Știm! Uitați-l, diavolul! Imediat cum a văzut mi-a dat o băutură! Sper că nu e însurat, domnule producător! Nu că n-aș fi, mă rog, o lăsăm cam altă treabă! Să-i distrug pe alemernicii ăștia! Și deschideți odată teatrele! De un an tușim doar acasă! Și deschideți odată hotelurile, că mi s-au terminat sticlusele de șampon! Gata! Acum plec în Piața Victoriei, am un meeting în fața Parlamentului și vă invit și pe dumneavoastră, pentru că voi sunteți România mea! Jos, COVID-ul! Jos, nemernicilor! Vă distrug! O să aveți viață grea cu mine! Jos, COVID-ul! Vă mulțumim din suflet, stimată șoșoacă. Atât vreau să îți spun. Pentru mine. Vadim Tudor n-a murit, e șoșoacă travestit. Bravo, bravo! Bravo, ce bravo, bună, exact. Bravo! Seară frumoasă! Mulțumim! Dăncila! Nu închide încă! Dacă nu te grăbești să treci la următorul video, poate dai un subscribe! Și apeși pe clopoțel, că spune clopoț, ca să fii primul care află când avem noul viral de pe internet! Mulțumim și dai play mai departe! Ce frumos mulțumești, băi, Dani! Da! Ce vorbești?